un eveniment și cântam, eram capabil să cântăm ore în șir împreună fără să repetăm un singur cântec. Impresarul lui Petrică Muțu Stoian, Constantin Goșman, a rupt tăcerea și a vorbit despre conflictul dintre Niculina Stoican și regretatul artist, asta după ce trupul neînsuflețit al interpretului a fost depus la ansamblul Maria Tănase. A existat sau nu un conflict între Niculina Stoican și Petrică Muțu Stoian? În urmă cu foarte puțin timp, Constantin Goșman, impresarul lui Petrică Muțu Stoian, a declarat că a fost extrem de deranjat de faptul că trupul neînsuflețit al artistului a fost depus la ansamblul Maria Tănase. Bărbatul și-a motivat supărarea, explicând că, de fapt, instituția respectivă nu era un loc unde regretatul interpret se ducea de drag, pensionându-se de acolo din cauza Niculinei Stoican cu care s-ar fi aflat într-un conflict. Astfel, Constantin a mai povestit că Petrică Muțu Stoian ar fi fost umilit tot timpul de Niculina Stoican, cea care este chiar directorul general al instituției, iar din acest motiv, interpretul s-ar fi pensionat, dorindu-și să nu mai aibă niciun fel de legătură cu ansamblul Maria Tănase. Nu, eu nu m-am certat cu Petre niciodată. Niciodată în viața mea. Niciodată. Încă o dată, vocile care spun își asumă ceea ce spun. Recent, Niculina Stoican, având drept la replică, a explicat, fără ocolișuri, care ar fi fost, de fapt, motivul pentru care Petrică Muțu Stoian s-a pensionat de la ansamblul Maria Tănase. Celebra artistă a spus că interpretul și-a dorit ca în ultima perioadă a vieții să călătorească mai mult și să se bucure de viață, motiv pentru care a decis să plece definitiv din instituție. Petre a plecat pentru că și-a dorit să plece. Și-a dorit să iasă la pensie și și-a dorit din tot sufletul să trăiască pentru el, să se plimbe, să cânte cât vrea el, unde vrea el și unde vrea el, să stabilească el și să hotărască el singur pentru el când eu l-am rugat să rămână, asta mi-a spus, nu mai vreau să hotărască nimeni pentru mine în lumea asta, acesta este motivul pentru care a plecat, a povestit Niculina Stoican. Niculina Stoican, nu m-am certat cu el niciodată. De asemenea, Niculina Stoican neagă conflictul dintre ea și Petrică Muțu Stoian, mărturisind că nu s-a certat niciodată cu regretatul artist, ba mai mult decât atât, cântăreața a explicat că s-a înțeles foarte bine cu interpretul. Nu, eu nu m-am certat cu Petre niciodată, niciodată în viața mea. Vocile care spun își asumă ceea ce spun, eu îmi asum ce spun. Noi am avut discuții care pot fi constructive pe diverse lucruri, dar niciodată nu ne-am certat. Ce spun? Niciodată în viața mea nu m-am certat cu el. Niciodată. Noi am avut discuții pe un motiv sau altul, discuții care pot fi constructive pe diverse lucruri, dar niciodată nu ne-am certat. Niciodată. Deci nu a plecat supărat de la ansamblu. Niciodată. El a plecat că și-a dorit să plece. Mai mult decât atât, celebra artistă a mai povestit că atunci când a venit decizia de pensionare a lui Petrică Muțu Stoian, toți angajații instituției i-au făcut o surpriză și și-au luat la revedere de la el într-un mod frumos, inclusiv ea.